A fost sau nu amendat pe bună dreptate Gheboasă sau, să-i spunem pe numele real, Gavriș? Păi răspunsul cumva vine și prin puterea exemplului. În 2021 se făcea că încă mai era toată nebunia cu lockdown-ul sau, mă rog, începuse cumva să se mai diminueze, dar tot în lockdown eram. Un cetățean, respectiv un client de e-mail, depune o sesizare împotriva președintelui acestei țări, domnului Iohannis, prin care sesizează că la congresul de atunci din 2021 al PNL omul nu purta mască, noi trebuia să fim cu măștile pe față și așa mai departe, și atunci omul s-a autosesizat, să spunem așa, și a depus înregistrarea de la acel congres către poliția română să aplice, să spunem așa, rigorile legii, respectiv să-l amendeze. Surpriză, primim răspuns la un an distanță cu privire la amendarea președintelui, care nu respectase legea, adică asta era o certitudine pentru că există filmarea, că poliția română nu poate să amendeze pe cineva doar pe simpla înregistrare pe care o deține o terță persoană sau în principal pe nicio altă înregistrare, pentru că sancțiunile sau, să spunem așa, constatarea contravențiilor se face în mod nemijlocit, adică te văd eu pe tine că ai făcut lucrul respectiv. Surpriză în 2023 și departe de mine gândul să iau eu apărarea lui Gheboasă, nici nu știam cine e, trapper, rapper, mapper, n-am idee. Pentru prima dată când aud de această calitate pe care poți să o ai de trapper, adică rap cu manele, ceva, o nebunie, anul ăsta am aflat, înseamnă chiar am îmbătrânit, îl amendează pe om, dar îl amendează când? La o zi, două, trei, cinci zile după concertul de acolo de la Cluj, unde nu am fost. Și ce spun oamenii ăștia? Dom'le, am primit informații că omul făcea niște discriminări pe acolo, vorbea urât în public și așa mai departe, și atunci l-am amendat. Dar atenție, cum l-au amendat? L-au amendat pe baza unor înregistrări puse la dispoziție, nu știu, organizator sau oricine a mai filmat pe acolo și ulterior a urcat pe Facebook sau alte platforme, inclusiv pe TikTok. Nu vi se pare foarte apropiată situația asta de cea a președintelui, respectiv atunci când i s-a făcut plângerea lui Iohannis și nu i-a dat amendă pentru că nu puteau să constate pe propriile simțuri? E bine, suntem exact la aceeași situație, doar că legislația la noi spune ceva, iar legea, aceeași legislație, se aplică în mod diferențiat. Dacă tot voiau să-i dau o amendă băiatului ăstuia Gavri sau Gavri și mai are un nume în scapă, sau Gheboasă pentru toată lumea, ar fi trebuit să-l dea jos de pe scenă sau după ce cobora de pe scenă, dom'le, uite, ai făcut treaba asta, noi am constatat pe propriile simțuri, uite care amenda. Surpriză, dragii mei, o să vedeți că o să câștige procesul. Sigur, asta nu-l disculpă de faptul că în 2017 a bătut foarte rău un polițist pe care, de altfel, noi îl apărăm.